Bună ziua, sunt Roxana Andreea Rusu și aș vrea să vă prezint cartea Andrei și Pietricica Prieteniei, pe care am lansat-o anul trecut, împreună cu editura Integral. Cartea conține povești pentru dezvoltarea empatiei copiilor, povești anti-bullying și se adresează în special copiilor între 3 și 9 ani, dar poate fi utilizată și mai departe până la ciclul gimnazial. De ce o carte cu povești anti-bullying? Ei bine, cu toții cunoaștem statisticile care plasează România pe locul 3 în topul țărilor europene la cazuri înregistrate de bullying în școli, dar și pe locul 4 în topul european la violență în general. Nu este deloc întâmplător acest lucru și cred că dincolo de aceste statistici se află și experiențele personale ale fiecăruia dintre noi, în cadrul cărora eu, în calitate de profesor, am constatat faptul că de cele mai multe ori copiii agresivi sunt și ei victime la rândul lor și sunt extrem de influențați de anumite situații generate de adulți. Și atunci am considerat că noi adulții trebuie să ne implicăm cu mai mare responsabilitate, nu doar pentru a pedepsi și pentru a încerca să găsim soluții magice împotriva bullying-ului, pentru că acestea nu există, ci pentru a încerca să-l prevenim. Cartea Andrei și Pietricica Prieteniei este un mic pas în acest sens. Ea se dorește a fi o unealtă pentru a crește copilul într-un spirit pacifist și pentru a-i dezvolta un simț orientat către bunătate, către prietenie, către altruism, către respect pentru el, pentru cei din jur, pentru animale și pentru natură. Sper să alegeți cartea Andrei și Pietricica Prieteniei pentru bibliotecul dumneavoastră și vă doresc lectură plăcută!